Urtul morților în România este dezvoltat foarte mult, bineînțeles, diferă un pic de la zonă la zonă, cu tradiții, număr de prostoape, bunăcei și fel și fel de lucruri care, pe care chiar nu prea poți să le stârpești sau să le neglijezi. Când vine vorba de cele ale morților, intervin băbuțele care știu ele anumite lucruri. Mă repet, zonă sau tradiție. Însă, biserica se concentrează pe un singur lucru. Pe sufletul care este veșnic, pe sufletul care este nemuritor, pe sufletul care trebuie să fie în fața lui Dumnezeu să apară pregătit, spovedit, împărtășit și cu lumina. Creștinește, așa am învățat noi. E, pentru faptul că nu toți reușesc să plece la Dumnezeu așa, a îngăduit Dumnezeu să se întâmple ce? Parastasele, milostenile pe care le facem noi, cei vii, rămași în viață, orice lumânare aprinsă oriunde pe fața Pământului pentru sufletul respectiv, orice tămâie, cărbune, prestură și ofrandă, jertfă, la sfântul altar, vin, prestură, ca să fie pomeniți la sfârșitul